Bună dimineața, stimați telespectatori, și bun regăsit la Jurnal de Bord, alături de Robert Turcescu. Bine ați revenit! Aștept cu multă nerăbdare întâlnirile cu dumneavoastră, pentru că întotdeauna ne oferiți perspective foarte proaspete și așa parcă ați vedea în raze X, pătrundeți realitățile. Mulțumesc, un compliment, pot să fac și unul? Să știți că m-am ascultat cu mare atenție podcastul realizat cu Ion Cristoiu. Foarte bun. Da, foarte bun. Foarte bun. Mulțumesc. Deci este ce trebuie. Pentru prima dată mi-am dat voie să-l moderez așa cum am simțit eu, pentru că au fost câteva ediții în care am fost puțin timorat, trebuie să recunosc, de maestru Cristoiu. Păi, și se întâmplă tuturor. Fără ca domnia sa să transmită ceva, dar știind legenda care este, sigur că te duci un pic... Foarte bun însă, foarte bun. Timorat. Și subiectele abordate și tonul discuției. Și mi-am permis cumva să depășesc acest moment și să mă modesc ca pe o emisiune obișnuită a mea și a fost mai bine. Domnule Turcescu, cum vă explicați dumneavoastră că premierul României, Marcel Ciolacu, conducând un partid extrem de puternic, care pare să controleze România, s-a dus cu coada între picioare la Realitatea Plus să fie interogat sau, mă rog, anchetat ca la miliție, potrivit propriilor declarații, cu lumină în ochi, pe un scaun, cu doamna Anca Alexandrescu în picioare? Sunt mai multe explicații în această chestiune. Una cea mai la îndemână pentru noi toți ar fi aceea că, domne, într-un an electoral complicat, pentru că va fi un an electoral foarte complicat, niciun partid, nici măcar PSD-ul, oricât de mare ar fi, nu își permite să intre în conflict deschis sau vrea să reducă cât se poate de mult conflictele deschise cu o televiziune care este încă o televiziune de știri importantă în România. Deci, din punctul ăsta de vedere, Ciolacu și-a făcut un calcul. De ce să mi-i pun păștea în cap dacă aș putea totuși să nu mi-i pun în cap, ca să zicem așa? Au boicotat-o 10 zile, înțeleg, sau ceva? Asta e o chestiune pe care de aici e punctul 2 al chestiunii, care este de fapt în subsolul întregii povești. Relația de conflict dintre, hai să spunem, Realitatea TV și PSD nu este o relație cu partidul, da, un conflict cu partidul, ci este o relație cu Sorin Grindeanu. Un conflict cu Sorin Grindeanu. O relație conflictuală cu Sorin Grindeanu. Ministrul, nu persoana. Ministrul, pentru că aici sunt, e vorba de afacerile pe care le are patronul Realității TV, domnul Maricel Păcura. Și aici vorbim despre aeroportul Otopeni, vorbim despre o grămadă de chestiuni. Care intră sub umbrela domnului Grindeanu. Intră sub umbrela domnului Grindeanu, vorbim despre bani foarte mulți, vorbim despre contracte, vorbim despre, unii ar putea spune la un moment dat, un soi de presiune pe care încearcă să o exercite domnul Păcuraru prin intermediul Realității TV pentru a obține, eu știu, poate un soi de... un contract, deci să nu spunem, sau o schimbare a condițiilor contractuale. Eu știu că este o situație în acționariatul unei firme de... E complicat, dar acționariatul de acolo, cu toată chestiunea asta, e o firmă de curățenie, nu știu ce, e o poveste care încasează sute de milioane pe an. Foarte mulți, pe asta spun. Deci vorbim de bani foarte mulți. Și în condițiile acestea nu avem de a face, cum să spun, cu un conflict, pentru că există și astfel de conflicte. Le-am trăit și eu ca jurnalist, poate și dumneavoastră, în care, domnule, mă bat cu un politician pentru că eu cred că lucrurile în țară ar trebui să meargă într-o anumită direcție și el... valorile politicianului respectiv, exact, măsurile, da. Nu sunt de acord cu Ion Iliescu. Și atunci mă bat cu Ion Iliescu, dar nu pentru că am ceva cu, nu știu, o grada pe care o gestionează Ion Iliescu și vreau ceva din o grada lui. Nu. Mă bat cu Ion Iliescu pentru că eu cred că Ion Iliescu, să zicem, este un criptocomunist și asta este. Bun. E cu totul și cu totul altceva. Dar aici sau cum intervine ceva. Dan Voiculescu cu Traian Băsescu, cel puțin asupra față, că aveau niște... Da. Animozități, niște conflicte, nu era pe afaceri acolo, da, sau ce ți-aș apărea. Erau și niște afaceri undeva la un moment dat în subsolul acestor chestiuni. Întotdeauna la un moment dat vorba jurnaliștilor care au făcut afacerea, au anchetat afacerea Watergate, follow the money, au primit informația de la sursa lor, de la Deep Throat. Dar s-a spus, mergi pe urma banilor, despre asta este vorba. Întotdeauna există un ceva. Dar mai e ceva. Și aici oamenii trebuie să înțeleagă, cei care ne privesc, că războiul din interiorul PSD, da? În interiorul Partidului Social Democrat, dincolo de ce am aflat noi până acum, că este o tabără Stănescu, domnul Stănescu nu o să poată niciodată să fie candidat la conducerea Partidului Social Democrat. Nu e.
e un om pe o anumită direcție și destul de în vârstă, mă rog, sunt niște chestiuni acolo. Dar există totuși mai multe personaje în jocul domniei sale. Cel adică mai important competitor al domnului Ciolacu, interiorul PSD, și un om cu care are și o relație foarte proastă în acest moment, deși ea sigur nu iese la iveală, este domnul Grindeanu. Interesant. Nu mai știu Grindeanu. Mă gândeam că e doamna Firea. Nu. Marcel Ciolacu și Sorin din Grindeanu sunt la cuțite în momentul de față. Sigur, și aici intervin niște cuțitele, sunt pe masă tot din cauza unor contracte, din cauza unor afaceri, din cauza unor sfere de influență. Dar Ministerul Transporturilor fiind mulți bani. Exact. Putere și așa mai departe. Dar domnul Grindeanu, să știți că își dorește să candideze la președinția României. Interesant. Deci, trebuie să luăm foarte în serios această dorință a domnului Grindeanu. A fost premier? Adică a avut niște ambiții politice mari. Și le are în continuare. Mai mult decât atât, Sorin Grindeanu vrea să fie rapid președinte al Partidului Social Democrat. Deci, ambițiile acestea ale domnului Grindeanu îl pun într-o relație de competiție politică, asta ca să folosim un termen așa edulcorat, să zicem, în relația cu domnul Marcel Ciolacu. Să cam bat pe puterea din Partidul Social Democrat. Și atunci Sorin Grindeanu stă la pândă așteptând ca Marcel Ciolacu să-și rupă gâtul, iar Marcel Ciolacu, ducându-se la Realitatea TV, a făcut de fapt, și vă dați seama, Sorin Grindeanu nu se calce niciodată pe la Realitatea TV. N-a făcut altceva decât să îi dea o smetie lui Sorin Grindeanu să-i spună, bă, e războiul tău. Dar nu l-au primit cu covorul roșu. Nu contează. Asta este cum să privească. Vedeți, dumneavoastră, munca asta în televiziune, inclusiv la unii realizatori, chiar și ca Anca Alexandrescu, știu ce, presupune și un soi de joc din ăsta. Ești ca realizator de televiziune, ai o doză de cabotinism, ai o doză de actorie în tine. Iertați-mă, am uitat și am văzut secvența, n-am văzut toată chestia. N-a fost genul ăla de emisiune în care să-l omoare pe Marcel Ciolacu. Doamna, având capacitatea, dacă își propune. Știți cum omori un om politic? Vă spun că am făcut zeci de asasinate din ăsta la un moment dat, jurnalistic vorbind, da? Nu din vorbe. Dăm vorbe, dacă te rățuiești cu el și ăla se rățuiește la tine, la un moment dat unii zic, bă, tu ca jurnalist ai sărit, și am pățit și chestiunea aceasta, ai sărit de limita pe care o poți avea ca jurnalist, da? Iar dacă un om politic începe să certe cu un jurnalist, de asemenea nu e, îl aplaudă fanii lui, dar ceilalți spun, ce ai, bă, ăla e un ziarist, te bați cu ziaristul, bate-te cu ceilalți competitori ai tăi din zona politică. De fapt, ca să omori, în ghilimele de rigoare spun, un om politic este să vii cu documentul. Deci când l-a întrebat de studiile lui, fie că este vorba de bacalaureat, fie că e vorba de orice altceva, da? Dacă l-a întrebat de o afacere, dacă l-a întrebat de ceva, fii cu documentul. Deci ăla e momentul în care îl vezi pe omul politic din fața ta că se face galben ca ceara, ca mortul, da? Așa? Îi pierde sângele practic din obraj. Începe să-i tremure mâna când e pus în față și îl lași, îl întrebi și când v-ați făcut studiile, când ați terminat, când bacalaureatul și ce. Păi le-am dat imediat după terminarea liceului. Dar imediat a întrebat, dar când ai terminat liceul? Ai terminat liceul, l-ai terminat cum îl termină toată lumea, așa? Sau ai avut o pauză la un moment dat, poate ai făcut o pauză de câțiva ani, da? Ca să ții după aceea, să ajungi în clasa a 12-a. Habar n-am. Și veneai cu documentul și spuneai, păi uitați, domnul Ciolacu. Nu știu, zic acum de liceu, de bacalaureat, de ce se zvonește în legătură cu Marcel Ciolacu, da? Cum adică? Pe ați început liceul în anul cutare și l-ați terminat în anul ăla. Păi sunt 7 ani sau sunt 6 ani. Ce ați făcut? Sunt 2 ani în plus. Ați rămas repetent? Nu știți, bă. Deci sunt tot să... Dar vii cu documentul, cu țidura. Oranca Alexandrescu n-a scos niciun document din punctul de vedere. La fel în chestiunile controversate, indiferent despre ce este vorba, despre agricultor, despre nu știu ce, da? Tu ca jurnalist nu vii să-l iei pe ăla la palme aia. Documentul. I-ai pus documentul în față, i-ai pus o foaie, i-ai pus un document oficial, i-ai scos de la Registrul Comerțului, ce că n-a vândut covrigi în viața lui. Ce vorbi zici, Franț? N-ai vândut domnul covrigi? Domnul Cristian mi-a povestit într-un podcast anterior că la interviuri astea importante pleca cu un dosar așa. Dar nu se poate altfel. Deci ca și la adică pac scotea. Dar jurnalist, dacă faci un interviu cu un personaj de ăsta cu greutate, dar trebuie să ai la un dat, ai, cum să spun, marfă. Nu ai marfă, e doar o discuție. Din păcate, și aici am recunosc și eu, dacă vreți, slăbiciunea asta în ultima perioadă.
pentru că nu mai ai redacții în spate, pentru că nu mai ai... Toate chestiunile astea presupun o muncă de cercetare, de căutare. Talent, da? Abilități, conexiuni unde trebuie. Conexiuni, îți trebuie, ai surse. Nevoie. În plus de asta, cum să spun, comunitatea jurnalistică însăși nu mai este ceea ce era odată. Adică au fost vremuri în care, ca jurnaliști, ne pasam ponturi de la unul la alta. Știai că îți vine Ciolacu în emisiune la Turcescu, te suna unul de la ziarul Adevărul, de la ziarul Evenimentul Zilei și spunea, băi, îți dau și eu o informație, am o chestie, ba chiar îți dau, când îți dau o informație, nu ți-o dau după ureche. Da? Am auzit că îți trimit un document, da? Ia uite-te pe el, poate îți folosește în emisiunea de diseară. Păi, în momentul de față avem o comunitate jurnalistică atomizată, oamenii nu se suportă pe diverse criterii, nu mai există colective redacționale puternice, nu intrăm în discuția asta că e lungă și dureroasă. Repet, cred că domnul Ciolacu 1 s-a dus ieri la Realitatea TV, era obligat de realitate, de realitatea nu TV, de realitatea realitate, să iasă undeva să vorbească despre protestul fermierilor, despre una alta. Doi. Și nu s-a putea duce la Antena 3, că acolo înțeleg că are o relație amiabilă cu Tustu. Da, nu știu, dar și vrut să arate pe de altă parte și asta curaj, este foarte important, nu? A vrut să arate, să arate lui Grindeanu, că toată lumea când s-a pus acea anatemă și a zis, domne, nu mai mergem la realitatea TV. Pentru că îl linșează pe Grindeanu. Toată lumea a zis, inclusiv Anca Alexandrescu a zis, v-am spus eu, mă, că Ciolacul are șef pe Grindeanu, că Grindeanu e de fapt șeful lui, că dacă Grindeanu s-a supărat pe noi, s-a dus și a bătut cu palma în masă și a pus în masă și a zis, Marcele, vreau să boicotăm Realitatea TV, Marcel s-a executat. Și să știți că erau mulți în PSD care au zis, bă, nu zice rău Alexandrescu. Așa e. Se pare că dacă s-a supărat Grindeanu, Marcel s-a executat. Și atunci Marcel, ca să arate că nu s-a executat, da, și că el e cel care decide în PSD unde și pe cine boicotăm, câtă vreme e președinte al partidului, a zis, mă duc eu, mă, la Anca Alexandrescu. Și în felul acesta e PSD. Bine, a retras boicotul, ce... A retras boicotul, nu știu ce s-a dus el și de acest moment sigur că se vor duce toți ceilalți PSD-și la... Dacă s-a dus șeful mare, noi de ce să nu ne ducem? Înseamnă că e liber, se poate merge. Grindeanu este în situația în care, în acest moment, da, e 1-0 pentru Ciolacu, ca să... nu, e 1-1, hai să zicem, 1-0 a fost în momentul în care s-a declanșat boicotul ăla și lumea a zis, domne, Grindeanu e tare, mă, dacă a reușit să fac un astfel de boicot asupra realității. Și acum e 1-1 în condițiile în care Ciolacu a venit și a arătat că nu e de fapt niciun fel de boicot. Da, urmează să ducă și Grindeanu. Da. nu cred. Nu i-ar strica. Adică dacă vrei, dar ținând cont de miza între Marcel Păcuraru și Sorin Grindeanu, nu știu dacă s-a riscat. Ba, eu cred că, deci, domne, decât să cadă la o pace pe dedesubt. Domnule, uite, să vă spun, ca om care a văzut de-a lungul anului, cum să spun, toți leii paralelii de politica românească, i-am văzut față în față în emisiunile de televiziune și momente complicate, ca să zicem așa. I-am apreciat ca jurnalist întotdeauna, în mod deosebit, pe cei care, deși erau în situații destul de complicate, deși aveau probleme, ca să zic, au zis, da, domnule, eu mă duc la Turcescu. De ce? Că Turcescu nu mă iartă dacă e ceva, dar dialogăm foarte contondent, ok, e în regulă, dacă ies viu de acolo, înseamnă că pot să fac față, da? Te duci într-un astfel de moment. Deci Grindeanu, dacă n-are nimic în momentul de față de ascuns, dacă n-are nimic de, nu e nimic obscur în activitatea lui, se duce la Anca Alexandrescu sau să cere chiar la Anca Alexandrescu. 3 ore stau cu dumneavoastră în studio. Ce vreți să discutăm? Da? Politică? Autostrăzi? Contracte? Da? Vin și cu informațiile pe care le am despre patronul dumneavoastră, despre Marcel Păcuraru. Aduceți-i și pe domnul Marcel Păcuraru, niciun fel de problemă în studio, să vină și așa mai departe. Ăla e un om politic care, dacă a făcut astfel de chestiuni, iese dintr-un studio de televiziune păscut sau subscut. Depinde. Da? Asta este. Dar dovedește bărbăție politică. Nu te ascunzi. Dai navală. Despre asta e vorba. Bă, eu aș face, dacă aș fi om politic într-o astfel de situație, m-aș duce cum se ducea Băsescu pe vremuri. Bătea la ușă, la geam, la B1 TV, când era Radu Moraru acolo, și năvălea în studio, că avea el ceva de spus apropo de ce zicea oia în studio. Da? Și bă, poți să sfârșești ca George Simion mai acum vreun an sau doi dată a făcut bodyguard-ul de la Digi, poți. Până la urmă l-au primit. Da, mai recent. Asta este, pentru că până la urmă un om politic, nu poți, pe aia lumea se uită foarte ciudat pe postul de televiziune și spune, bă, păi dacă îl înjura și omul a venit să se apere de înjurături, da, și să dovedească faptul că nu are, n-aveți de ce să-l înjurați, de ce să nu-l primești? Îl primești? Sau să-l dai afară cu bodyguard. Exact, da. Adică acum, după Ciolacu, domnul Grindeanu ar trebui să se ceară la Realitatea TV.
care un conflict cu realitatea de net. Că te duci după aceea, am mai văzut și din ăștia, înțelegeți, care se duceau să fie pupați pe creștet la alte televiziuni. Nu merge. Nu merge. La un moment dat lumea se prinde. Lumea nu e atât de proastă. Am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Unele poate mai delicate, dar sunt curios. Apropo de acest conflict, da. Grindeanu, Ciolacu și așa mai departe. La un moment dat ați fost într-un partid politic, parlamentar. Uh-huh. Văzând, acum în priză directă, prestația dumneavoastră publică, dincolo de ceea ce știm din spațiu public, n-ați avut niciodată ambiția sau încercarea să conduceți acel partid? Ba da. Pentru că mă gândesc, am o relație foarte amiabilă cu domnul Tomac, adică nu, dar mă gândesc că acel partid ar fi fost altceva cu dumneavoastră la conducere. Poate că da. Pe de altă parte, trebuie să-i recunoaștem lui Eugen Tomac o calitate pe care eu, de exemplu, nu știu dacă o am, capacitatea extraordinară de a sta de vorbă uneori chiar ore întregi cu oameni care... cărora nu merită, să spunem, să le acorzi atât de mult timp din viața ta în general pentru a sta de vorbă cu ei. Fie pentru că sunt niște secături, fie pentru că sunt niște șmecheri, fie pentru că sunt niște inși cu care nu poți să construiești absolut nimic. Spre deosebire de mine, de exemplu, Eugen Tomac era în stare să stea și cred că e în stare în continuare să stea de vorbă cu toate aceste secături și să-i asculte și să-i mângâie pe cap și să le spună că sunt băieți deștepți și să una alta și mai departe. Eu mă nebuneam și la ședințele alea de, cum să spun, de după ședințele de partid, de la chermezele de după congrese și așa mai departe. Să stai la masă și să bei un șpriț și după aceea să vină tot soiul de nebuni și să spună despre una, despre alta și tu să visezi de fapt că îți dorești de fapt să fii într-o cameră de hotel unde eventual să citești o carte sau să te relaxezi pur și simplu, să te uiți la un film, să te uiți la un spectacol de teatru sau una alta. Munca asta politică, în general, este o treabă care consumă extraordinar de mult timp, da? Și trebuie să ai capacitatea asta, cum spuneam, extraordinară de a fi tolerant cu tot soiul de oameni. Da? Ori eu sunt un om destul de uzat din punctul ăsta de vedere, pentru că toată meseria mea ca jurnalist de o grămadă de ani, 30, da? A fost o meserie în care, interacționând cu oamenii, vorbind tot timpul, nu mai am și acasă când mă duc, să știți, și nevastă mi-ar vrea să stăm mai mult de vorbă, să mai povestim, să mai una alta, și sunt destul de taciturn în sensul în care nu vorbesc foarte mult, pentru că sătul de cât am vorbit de-a lungul întregii zile, într-un context sau altul. Dar, dincolo de, să zicem, incapacitatea mea de a relaționa în formule din astea absolut necesare, Ciolacu, de exemplu, de asta probabil este foarte bun. Și l-am văzut, pentru că când era președinte al Camerei Deputaților, a fost o perioadă și când eram în Parlament. Și, domnule, primea pe toată lumea, trebuie să ai această, cum să zic, obișnuință, de mod de viață, practic, da? Să-ți stai, să deschizi ușa, să stai de vorbă cu ei. Dincolo de asta, în partidul din care am făcut eu parte, în PMP, s-a întâmplat însă un lucru pe care l-am mai spus, îl mai spun încă o dată și reprezintă o mare dezamăgire din punctul meu de vedere. Și anume faptul că din proiectul transformării PMP într-un partid conservator luminat, da? Un partid conservator, poate chiar ușor suveranist, da? Un aur luminat, dacă vreți. Asta era proiectul, ăsta era proiectul cu partidul Mișcarea Populară. Lucrurile au ieșuat și s-au dus într-o direcție absolut aiurea, în care ne-am umplut de PSD-iști, ne-am umplut de uneperiști, ne-am umplut de tot soiul de foști, pe ideea că, domne, avem nevoie de oameni care au, nu știu, 3 cunoștințe la Buzău sau 7 cunoștințe la Piatra Neamț. Deci erau tot soiul de neaveniți, tot soiul de inși care aterizau cumva în PMP și el devenise un soi de barcă de asta de salvare pentru fel de fel de inși care nu-și mai găseau locul prin alte partide. Cum nu mai erau să supărau unul din PSD că l-au dat afară că, sau nu mai e pus pe liste sau nu mai e candidatul partidului la nu știu ce alegeri locale sau la europarlamentare, unde să mă duc, țopoc, la Băsescu un partid. Păi ce facem cu ăștia? Și aici apăreau, iartă-mă, apăreau tot soiul de situații de genul ăsta în care oameni care munceau pentru partid,
Da? Își dedicau, și s-a întâmplat și alte partide, nu spun ca o frustrare personală, o spun ca să înțeleagă lumea cum se întâmplă lucrurile și în alte partide. Da? Deci oameni care munciseră pentru partid până atunci, care așteptau să urce, ierarhii vorbind, să devină candidat, să fie puși pe o listă, să de pe locul 10 să ajungă măcar pe locul 5, după aia să se gândească și să proiecteze că peste 4 ani ajung pe locul 1. Da? Oamenii ăștia erau dintr-o dată din nou dați în jos, pentru că apărea unul care, vezi, Doamne, avea el 150 de voturi din nu știu ce zonă. Mulțumesc, nu mă scurtă pauză de publicitate, cuvântăm. Sunt curios, cum îmi veți răspunde la întrebarea de după publicitate, dacă de fapt lui Marcel Ciolacu sau PSD-ului este frică de Anca Alexandrescu sau de postul TV, Realitatea Plus, okay. După publicitate. Încercăm să vedem cam cum arată viitorul. Dacă ar fi să-l traducem din perspectiva prezentului, luminița aia de la capătul tunelului s-a cam stins. Vom discuta despre Cupa Mondială la rugby. După mine, probabil cel mai frumos mondial de rugby, cel puțin din ultimele decenii. Vom discuta despre cum să faci business în industria înfrumusețării. Vorbim despre România între război și pace. Pace la noi, război în jurul nostru. Benjamin Netanyahu a spus că nu există șanse să înceteze focul. Astăzi vom vorbi despre cum te protejezi pe social media. Am observat că există această, poate, confuzie sau dilemă referitoare la sufletul uman. Salutare, bun prieten, Jurnal de Business e prezent la întâlnirea cu dumneavoastră și de această dată discutăm despre oameni și lumea necuvântătoarelor. Sfere de interes cu HD Harman și Andrei Stoian. Noi ne-am costumat în Harman și în Stoian. Domnul Harman, lăsați-mă să fac intro, de ce interveniți peste mine? Căutăm și bineînțeles găsim soluții practice pentru toate companiile din România care își doresc să facă profit. Povestea fondurilor europene e o poveste pe care o tot întâlnim de ani buni, nu foarte mulți, dar nici foarte puțini. Poți să ne spui un pic ce face acest consilier de carieră? În principiu, un consilier de carieră ar trebui să te poată ajuta pe tine. Situația este extrem de grea, pentru că bombardamentele continuă, numărul victimelor continuă și ele să crească. Vorbim despre digitalizare, despre transformare digitală, despre antreprenoriat. Femeile se implică din ce în ce mai mult în leadership, se implică în viața socială, ba chiar și în politică, și unde rămân bărbați. Pornim la drum cu rolul unei camere de comerț în economia de astăzi. Care este rolul unui cadru didactic și cât de vocațională este această meserie? Astăzi avem alături de noi un invitat cu totul și cu totul special, pe fostul mare fotbalist Sabin Ilie. Bine ai venit alături de Bine noi, dragule! Bine, mulțumesc frumos pentru invitație! Ceea ce vedem la ora actuală pe toate rețelele de socializare, pe foarte multe televiziuni, este un alt fel de joc al emoțiilor. Este, dacă vreți, un război al informațiilor. O nouă emisiune, astăzi vorbim despre influența Turciei în Orientul Mijlociu. Să avem știri interesante, nu spun neapărat bune sau rele, că în televiziune e cinic, dar lucrurile rele care se întâmplă sunt mai interesante și de regulă dau gaz televiziunilor, dau oxigen.
ne refacem energetic după suferință și ce contează cu adevărat. Asigurările de sănătate au devenit o componentă cheie a existenței noastre, a siguranței noastre personale. O singură premisă este necesară pentru tot ceea ce ne dorim în acest an. Să fim sănătoși. Bugetul de... Am revenit în dialogul nostru cu Robert Turcescu. Explicitez puțin întrebarea pentru telespectatorii noștri. Faptul că Anca Alexandrescu a fost un om foarte puternic și influent în PSD, vreme de 20 de ani sau, a fost consilier pentru Adrian Năstase, pentru Liviu Dragnea, purtător de cuvânt sau consilier pe zona asta de media al partidului, a fost în spatele strategiei de comunicare pentru mai mulți premieri, Victor Ponta, Gheorghe Dăncilă, știe multe lucruri din interiorul guvernului, din interiorul partidului. Știe bine partidul, și de asta are surse în partid. Și de asta vă întreb, de cine este de fapt frică domnului Ciolacu? Hai să mă duc să mă pun bine cu ei sau să... Acum, vedeți, lucrurile sunt așa. Televiziunea nu există fără personaje puternice. Deci, dacă faci o televiziune călduță, au pățit-o și ăștia de la Digi, care au crezut că ei vor fi... televiziune puternică dacă vor ține tot soiul de un ton din ăla plat, așa o chestiune. Și an de zile au băgat banii într-o televiziune moartă. Din momentul în care au început să devină, poate ceva mai vii, să mai scoată cât un personaj la înaintare, să... Ba, de ce crezi că l-au dus la un dat pe Cristian Tărcupescu? Aveau nevoie de ceva contondent, să iasă și un pic, să uite lumea. Dacă ai o chestiune ternă, așa, fără sare, fără piper în atelier de televiziune, s-a terminat. N-ai personaje în televiziune, pentru că despre asta este vorba, nu ai televiziune. Să ne înțelegem foarte clar. Televiziunea, și atunci, sigur, personajele au nevoie de un loc în care să se exprime și de o platformă pe care să crească, da? Lucrurile în felul ăsta funcționează. Din punctul meu de vedere, repet, domnul lui Ciolacu, nu cred că frica l-a dus acolo. Da, în fața Ancai Alexandrescu, a vrut să nu-și ostilizeze această televiziune, mai ales că are nevoie, spun din nou, de o astfel de televiziune în bătălia lui cu Grindean. Ostilizându-o, a chiar aruncat-o în brațele cui? Din ostilizându-o, ar fi făcut un serviciu lui Grindean. Da? Grindeanu ar fi fost văzut, spun din nou, în PSD ca omul care, iată-mă, dacă Grindeanu a zis boicot la adresa realității, Ciolacu s-a executat. Ori Ciolacu s-a dus cumva din dorin, nu s-a dus că e drag de Anca Alexandrescu sau e drag de Realitatea TV, ci ca să curme în interiorul Partidului Social Democrat această senzație. Să castanele cu mâinile lui. Că da, și să curme această senzație că el este sub papucul lui Grindeanu. Dom'le, pentru un șef de partid este înfiorător. E înfiorător. E cea mai nenorocită chestie. Adică tu să fii șeful, să zică lumea, domnule, scrie pe birou președintele partidului și ea când trebuie pe lângă birou să zică, nu, ce mă, la ăsta mă lasă, ăsta e președintele partidului cu tăblița în toată chestia asta. Și la ăla care într-adevăr decide. S-a mai întâmplat, cine e ăla? Grindeanu sau un secretar general puternic o să ai în partid care de fapt trage sforile. Da? Să lupte de putere într-un partid. Grindeanu stă la pândă să-și rupă gâtul Marcel Ciolacu. Da? După alegerile europarlamentare, dacă PSD va avea sub 30%, că asta este iarăși o chestiune foarte importantă. În ultimul sondaj solicitat de PSD, efectuat de grupul de studii Avangard, la europarlamentare, PSD ar obține 31%, PNL pe locul 2, 20%, au 19%. Sigur, este un sondaj comandat de PSD. Sigur, e un sondaj făcut de domnul Pieleanu. După domnul Pieleanu, când vine vorba de sondaje, nu-l cred nici dacă, merg cu el pe teren, nu-l cred. Dar continuăm analiza noastră, dacă obține sub 30%, am vrut doar să dau aceste cifre. Dacă obține sub 30%, e de rău. Pentru că PSD sub 30% n-a mai avut de multă vreme. Adică, nu, e genul, nu se poate. În plus de asta, cum să zic, PSD-ul a avut în ultimii ani, în ultimii 2 ani, să zicem, da? Hai să zicem, la anul de când s-a urcat la putere cu Ciolacu și așa mai departe, dar chiar și înainte,
Dom'le, au avut, cum să zic, cele mai, cea mai liniștită. Pe perioada de după Dragnea este pentru PSD o perioadă extraordinar de liniștită. Nu i-a bătut nimeni la cap, n-au avut nimic, niciun fel de probleme. Au fost bani opoziție și au tras cu turnurile împotriva coaliției dintre PNL și USR, deci au avut armament la dispoziție, după aceea s-au urcat în barca guvernării. Nu i-a deranjat nimeni nici cu o floare. Ca salvatori. Exact. S-a terminat și cu eticheta cu ciuma roșie și cu alte invective, cu plăcuțe suedeze, cu un alta. Deci au avut într-un astfel de climat, într-un astfel de context, când ți s-au aliniat astrele, tu să vii ca partid eventual să faci sub 30% ar fi catastrofal, realmente. Deci în secunda 3 Ciolacu este executat și Grindeanu vine la partid. Chiar dacă este, nu contează. Nu contează. Da? Ar fi realmente un eșec. Deci PSD-ul lui Ciolacu este condamnat pentru a rămâne Ciolacu în fruntea partidului să facă peste 30%. Ceea ce mi se pare mie în momentul de față îngrijorător pentru soarta politică a domnului Ciolacu este că tot din acest sondaj politic pe care l-a făcut domnul Pieleanu, la capitolul încredere nu sunt măsurați realmente niște inși care sunt pe scena publică și care ar trebui să figureze acolo. Păi tu nu pui acolo când zice ce încredere aveți în următoarele personalități. Îl treci pe Ciolacu, îi treci pe Cioșoacă, care e imediat sub Ciolacu, da? Altă greșeală teribilă. Mă rog, George Simion, care e la egalitate cu Cioșoacă. Și după aceea Ciucă și ceilalți. Pe unde sunt? De ce n-ai pus Laura Codruța Chiodeș? Și să fi văzut acolo câtă încredere au românii în Chiodeș. Asta este. Trece-l pe Joană, că tot se agită deja de o jumătate de an cum deschizi frigiderul, dai de Joană de peste tot. Deci e clar că vrea să candidezi. Deci trece niște personaje din astea cu greutate, cu notorietate, că sigur, dacă vrei să fii cel mai deștept din clasa ta, asta este. Uite, dacă vrei să te compari realmente și cu clasa vecină și cu școala vecină, lucrurile s-ar putea să stea destul de diferit. Ori, din punctul de vedere, mi se pare că domnul Ciolacu e destul de rezervat. După cum vedeți, de altfel, nici nu și-a anunțat candidatura la președinție. Ba mie mi se pare, cum am spus și în urmă cu ceva vreme, că de o perioadă domnul Ciolacu a cam dezbrăcat haina de candidat la președinție. Altfel, nu se explică de ce, de exemplu, domnul Ciolacu nu s-a dus în mijlocul protestatarilor, fermierilor și transportatorilor. Era o bună ocazie, mai ales pentru un candidat la prezumtiv candidat la președinție, să arate bărbăție politică. România anul acesta așa să fie foarte clar din punctul meu de vedere înțeles. Și să vede din toate sondajele care s-au făcut în ultima perioadă, inclusiv din cele făcute, au făcut așa. Mirel Palada, a făcut Insomaru, acum a făcut Pielean. Românii vor vota în acest an bărbăția politică. Atenție, nu bărbați, bărbăția politică. Dacă se întreabă cineva de ce crește Cioșoacă în sondaje, că indiferent la care te-ai uita, că sunt cu 4, că e cu 5, că e cu nu știu ce, pentru un om politic care nu are decât un telefon în care să uite și transmite pe rețelele de socializare, care nu are filiale de partid, nu are nici vreun discurs consistent, ci are un discurs de ăla de contundent. Hai să-i omorâm, hai să nu știu ce. Să faci chiar și 3% în condițiile astea, să apari pe radarul sondajelor de opinie, când sunt partide care stau în viața politică românească, de la ecologiști, la PMP-ul de care vorbeam mai devreme, PPUSL-ul Voiculescu, care cu greu au ajuns pe la 3%, alții nu-i sal de 2% nici cu zeipiși cu ceară, mai e pro-România care mai apare pe acolo, dar nici ea săracii se vai de capul lor. Și tu să vii și să spui că cu un telefon mobil. De ce? Pentru că românii au la aceste alegeri vor vrea niște, o voce puternică, mă rog, care măcar să le dea impresia de bărbăție politică. Deci toți ăștia care se vor piti după tot soiul de artificii piaristice, după tot soiul de strategii de campanie, de nu știu ce, și nu vor ieși la bătaie, nu vor ieși să se arate bărbați politici, vor înregistra niște scoruri dezastruoase. Mai am o întrebare pentru dumneavoastră. Este și pentru dumneavoastră personal, dar este și despre idee în sine. Da. Pentru că am avut niște alegeri prezidențiale eșuate
tura trecută din perspectiva dezbaterilor dintre candidați. Da. Cum vi s-ar părea ideea ca noi la Canal 33 să încercăm să facem un mega proiect de dialoguri între candidați, de a-și combate, mă rog, contracandidații, la care să dăm acces tuturor celorlalte televiziuni, adică să fie o platformă pentru toate televiziunile din România. De ce Canal 33? Și la dumneavoastră este dacă ați modera așa ceva. Pentru că noi suntem totuși o entitate independentă, singura probabil din România pe zona asta de știri, și mică pentru ceilalți să ne perceapă ca și pericol sau să ne se pună o etichetă că facem niște jocuri, că suntem mai ăluia, ăluilalt. Să încearcă acum domnul Bușă să... Dar nu știu unde să ne placeze. Tot e o mare enigmă. Dar ce se întâmplă la Canal 33? Da. Uite, să-l adună niște oameni realmente un proiect independent. Suntem micuți ca să nu ne vadă ca pericol, nu știu, Antena 3 sau Digi sau nu știu cine. Acum nu știu dacă orgoliile domnilor lor... Asta spune, ar fi o idee excelentă. Doi la mână, eu am vrut, când eram în Parlament, chiar să fac un proiect de lege prin care să fie obligați candidații la președinție să iasă... Adică poate fi o chestie făcută la Parlament sau undeva, într-un spațiu neutru. Ei trebuie să fie obligați să-i vedem față în față. Trebuie să fie obligați chiar de lege dacă se poate să fie față în față. Este absolut revoltător să votezi la președinția României niște oameni care n-au curajul să-și confrunte propriile opinii cu cel care îl contracandidează, să spunem. Da? Adică tu te duci de ce? Să te scuture de praf pe umer eventual un jurnalist sau să te servească niște întrebări din astea simple? Nu. De dezbatere va fi o idee foarte bună. La cum știu eu că circulă orgoliile nu numai în lumea politică, ci și în lumea televiziunii, greu de pus în practică. Mi-aduc aminte că la dezbaterea prezidențială celebră din 2009, Băsescu versus Geană, pentru că eu eram în conflict cu Antena 3, dacă vă uitați pe transmisiunea celor de la Antena 3, niciodată nu apare moderatorul, adică subsemnat, niciun cadru cu moderator. Tot timpul decupajele făcute de ei și au făcut singur decupajul din transmisia pe care o realiza amicul Ticu Alexe la momentul respectiv, de acolo, de la fața locului. Și doar vocea mea se aude în fundal, evident, dacă n-au putut să o scoată, fața niciodată. Deci există genul ăsta de, haide să spunem, orgolii, conflicte, idiosincrazii și așa mai departe. Dar ideea de a realiza dezbatere și ele ar trebui să știți începute de acum. Uitați-vă ce se întâmplă la americani, să și noi de la niște băieți de niște oamenii, mă rog, ăștia între ei, sigur, mai întâi ar trebui, de exemplu, să-i vedem, bă, Ciolacule, tu ce părere ai? Grindeanu, dacă tot poate să audă care ai ambiții politice, ia să vedem ce ai zice dacă ai fi președinte. La fel la liberali, ia să-l aducem pe Ciupca, am înțeles, dar poate e mai bun Helvig, vină mă și vorbește cu națiunea, fă o astfel de niște discursuri pentru electoratul tău pentru început, după care puși față în față. Asta ar consolida teribil amărâta asta de democrație românească și amărâta de dezbatere publică românească. O dezbatere care, din nefericire, a început să devină realmente stearpă. Sunt aceleași personaje, aceleași fraze de carton mestecate și într-o parte și în alta și totul devine foarte rânced, foarte prăfuit. E nevoie de un moment, de un spike, de o creștere a adrenalinei. Suntem pe 30 de secunde. Da. De ce credeți că a intrat Canal 33 pe radarul unora să comenteze? Că până acum era un fel de silențiu, stampa și nu se vorbea. Pentru că ați reușit, domnul Răducanu, nu știu prin ce magie, prin ce miracol, să aduceți, l-am auzit spunând și bine a zis și amicul Radu Herjeu, niște oameni care, chiar dacă nu împărtășesc, și poate că așa trebuie să fie lumea în care să trăie, nu împărtășim neapărat valori politice comune. Nu împărtășim un singur lucru în comun. Și eu, și Herjeu, și Cristoiu, și dumneavoastră, și Adriana Săftoiu, și Hartman, și toți cei care mai sunt aici. Dorința de a ne exprima liber și dorința de a găsi un loc în care să putem să facem acest lucru fără niciun fel de constrângeri. Da? Dom'le, asta e mintea mea. Poate greșesc. Poate nu sunt foarte bine informat. Poate ceea ce spun eu aici e o prostie. Da? Dar este ceea ce cred eu și am ocazia să rostesc aceste lucruri. Din acest punct de vedere, este un creuzet aici care
uimește pe foarte mulți. Bă, cum e posibil așa ceva? E posibil dacă la gestionarea acestei platforme se află, iată, unul cu sezonul noastră care zice, bă, n-am niciun fel de partipie, niciun fel de interes. Veniți aici, vreau să spuneți tu așa, ăla așa. Ce e rău în asta? Nu e nimic rău. Și se caută explicații. Da. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Turcescu, vă mulțumesc foarte mult, stimați ascultători, pentru că ne-ați urmărit. Ține să aproape, continuăm călătoria noastră în Jurnalul Politic după publicitate.